investit pentru tot ceea ce înseamnă investiții. Județul Brașov are un vârf de investiții în anul 2020, atât din punct de vedere al realizării aeroportului, unde trebuie să implementăm 250 de milioane de lei. Avem foarte multe proiecte care sunt în finanțare pe drumul județean, sunt în finanțare pe instituțiile sanitare din județul Brașov și obligația mea este ca și ordonator de credite de a asigura sumele necesare în așa fel încât să putem avea atât cofinanțări cât și asigura partea de neeligibilitate, hotărâri pe care le-am luat în momentul în care am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru toate aceste investiții în județul Brașov.